Meseria de polițist este în continuare vânată de mii de tineri. Nu se tem de pericole și vor cu orice preț să poarte uniforma. Nu dau înapoi nici după ce au văzut că în România un polițist a fost măcelărit în misiune. Astăzi tinerii și-au așteptat rândul la înscrierea la Academia de Poliție. Sunt și 9 candidați pe un singur loc. Ca să nu-și piardă răbdarea, conducerea unității de învățământ a pus muzică în difuzoare. La ora prânzului, când soarele ardea, sute de tineri își așteptau rândul. Au stat și 6 ore în picioare. Cum rezistați la căldură? Greu, foarte greu. Faceți gata? Da, am încercat ceva. Tinerii care se visează polițiști nu s-au speriat nici după ce au aflat cazul șocant al agentului asasinat în gara din Suceava. Sunt dispus să-mi asum acest risc, de asta sunt și aici. Tatăl meu e polițist și m-a inspirat. Mi se pare foarte nedrept pentru că acel om s-a chinuit foarte mult să ajungă acolo și și-a dat viața într-un fel. Anul acesta, Academia are 800 de locuri scoase la concurs. Cele mai multe sunt la buget. Mulți candidați au venit cu părinții. De azi dimineață suntem aici, dar o iau pe județi. Asta e. Astea sunt condiții la noi în țară. Chiar de la 10 și un pic n-am mai luat pe nimeni și i-au lăsat în soare. Fetele luptă cot la cot cu băieții. Își doresc această meserie, spun ele, pentru că impune respect. Toată lumea spune același lucru, că vai că e slabă. Fiecare cu capacitățile sale. Mi se pare o meserie așa cu adrenalină. Îmi place așa pericolul, adrenalina. Mă fascinează. Astăzi, liderii polițiștilor au propus premierului ca cei tineri să învețe meserie pe teren, iar după doar un an de școală să fie angajați. Un copil care a făcut un an de zile școală militară e mai bun, e mai pregătit decât să ia unul de pe stradă să-l îmbrac pur și simplu în uniformă? Înțelegem nevoia de personal pentru Ministerul Afacerilor Interne. În ceea ce privește situația legată de o posibilă angajare a unui candidat devenit student în Academie după un an, cred că lucrurile sunt un picuț prea repede. Să nu uităm în momentul de față că în formarea unui viitor ofițer de poliție trebuie să parcurgi niște pași, niște etape, iar orice ardere a acestor etape nu este deloc benefică. Peste 3 zile, tinerii se vor confrunta cu așa zisă punte a suspinelor, proba fizică, iar pe 6 august examenul scris cu 90 de grile. Primele rezultate vor fi afișate pe 10 august.